Bun, mă bucur că în sfârșit ne-am obișnuit cu toții. V-ați obișnuit cu toții, de fapt, să spuneți să trăiți în același timp. Vă rog frumos să treceți toți în rând. Știu că vă este greu să treceți în rând, pentru că caracterul nostru a cam intrat în combat. Pentru că un om care n-are ceva ce cu viața lui și, mă rog, n-are ce să facă decât să pune NPC-uri. Bun, avem în felul următor. Astăzi vom demasca un trădător. Un trădător, ați auzit bine, trădător. Cine este trădătorul să iasă în față? Cine este trădătorul? Hai să vedem. Dacă trădătorul iese în față, eu promit. Domn general, dacă se află trădătorul, lăsați-mă pe mine că știu cum să abordez. Nu. Dacă trădătorul va ieși acum în față, va fi iertat. Dar va primi o pedeapsă. A ieșit. A ieșit? Aba nu, a intrat la 463, te consideri un trădător? Da, da, da. Ce ai făcut? Ia spune-mi tu mie. Zine. Am tras în oameni. Ce? Am tras în oameni. Treci înapoi. Treci înapoi că nu este vorba despre tine, din fericire. Bun. Continuăm. Muzica mai chill un pic. Deci, domnule infractor, domnul trădător, care are informații despre domnul general, despre Big, mai exact la poliție. Te rog frumos să ieși în față. Dacă nu, nu o să mai fii printre noi. Bă, sper că tot e pus aici, sau? Bă, sper că tot e pus. Da, bun. Bun, ascultați-vă rog frumos. Este prezent cu noi, uitați că este prezent cu noi și se află fix în fața mea. 2, 3, 9, trebuie să ieși în față! Zapic! Ascultă-mă, știu ce... Nu, scoate cuțitul. Lasă-mă să vorbesc cu el, după care vorbești ce vrei tu. 2, 3, 9, vreau să știu, soldat, de ce n-ai trădat? Am primit o filmare. Și am început să plâng când am văzut filmarea aia. Îndepărtează-te de el, te rog. Du-te! Domn general, să nu dați cuțit, vă rog. Știi eu pedeapsa perfectă. 239, te rog frumos să comunici cu mine. Bine. De ce ai trădat mafia? Ne-am dus. Nu știi? Domn general. Stai. Eu cum să facem? Ok, întoarce-te, domnul. Acum. Așa, stai, nu te mai mișca, domn general, așa. Mai știți când am întrebat de oameni care să... Da, mi se pune la cineva. Așa. Oamenii cu AK. Stai pe să-i pun cătușile. Dați, așa, perfect. Ok, oamenii cu AK, cu arme de calibru mare, veniți la mine. Doar 3. Doar arme de calibru mare. Cine nu are, va fi out instant. Doar de... Băi, nu veniți la Big dacă nu aveți arme de calibru mare, ok? Doar 3. Așa, veniți. Pregătiți armele. Îl punem la colț. Nu vă apropiați el. Ok. 239. Oficial. Astăzi. Din acest moment nu vei mai avea ce căuta în acest oraș. Stai pic, înainte de astea, lasă să se savureze. 239, gelul de acolo. 239, vă rog frumos să faceți liniște, nu trageți încă. 239, vreau să-mi spui de ce ai trădat mafia. Chiar ai crezut că nu o să se afle? Chiar ai crezut asta? Că nu o să se afle? Știam deja. Știai deja? Da. Deci înțeleg că mai ai și tu pe eu. Nu. Nu știu dacă ți se pare ceva normal, dar va urma mult mai rău de atât. Știi ce se va întâmpla, nu? Nu. Știi, nu trageți pe caracter, s-a trădus. Pentru că arată în gât. Stai pic. 239 în genunchi și în față. Către colegii tăi. O să te rog frumos să ne predai toți banii pe care i-ai primit de la poliție acum. Stai să-i lasi banii. Nu, nu-i las niciun bani. Nu trageți cine e că plecat. I-am zis. A luat bani, ne-a dat în el. Am fost de față eu. Ok, treci în linie, frate! Ce greu să înțelegi? Treci în linie! 6, 5, 3, 8, du-te din fața mea. Ok, informație de pregătire. Toți oamenii care nu aveți probleme cu irosirea gloanțelor, veți irosi două încărcătoare asupra acestui șarpe de a demonstra că nu este bine să descoperi identitatea liderilor. Vreau să zic ceva. Da. Bă, fraiere, ai uitat că există și un Robertel? Hai, sclav. Băi, taci-o, da! Nu! Eu dau semnalul. Mamă, dar ce urlă ăștia, mă, să vină domn general. După care vă zic eu când. Dacă vă zice el, nu trageți. Așteptați semnalul meu. Big, lasă-mă pe mine, suntem aici. Taci! Am așteptat momentul ăsta de foarte mult timp. Domnul general, sunteți bine? Domn general, mai bine vă dați. Hai să luăm toți o pastilă. Domn general. Brigadă! Stai! Nu! Am zis că eu dau semnalul. Gata. Bun, am scăpat și de domn general! A luat bani când a dat în gât domnul ăla. A luat mulți bani. A luat mulți bani. Lasă-i bani, lasă-i bani. Eu am fost la poliție când a luat mulți bani. Tăceți, gata. Lăsați-se iară. 239, din acest moment nu vei mai face parte din organizația noastră și tot timpul te vom vâna. Ai rog că nu fi expediat în altă țară, înțelegi la ce mă refer? Da. Bun, băieți, vă rog frumos să-ți implici și să-l luați drept. Stați. Să-l luați pe el, ascultați-mă puțin, nu trageți încă, vreau să-l luați drept un exemplu. Pentru că informațiile le pot afla foarte ușor. Bun. Pregătiți armele. Da. Ok. Da. Scoate safe-ul. Stop. Cop. Foc! Bă, stai mort. Stop! Stop! M-a omorât cineva. Care vino să dă pe glonț în cap. Morții nu vorbesc, nu știu cum să vă zic. Gata. Eu mi-am consumat toate glonțele. Perfect. Eu ți-am zis să nu le consum, da? I-am zis pe cei care nu au probleme cu glonțele. No, gata. Înapoi pe linie. Linie. Bun. Domnul a fost mutat din oraș. A fost expediat în China. Vreau să luați acest exemplu, ok? Dacă se mai prinde un șarpe ca acest om, nu o să iasă bine. A să fiți omorâți și cadavrul expediat în altă țară. Exact, deci nu o să iasă bine deloc. Bun, haideți să ne continuăm treaba. Avem în felul următor astăzi, întrucât ieri am pierdut locația de arme, din păcate. Astăzi trebuie neapărat să obținem aeroport. Nu ăla mare, nici ăla din deșert, ăla micuț. Pentru că vom putea să avem elicopter, avioane și, bineînțeles, elicopter de luptă, înțelegi? Ne va putea permite să avem transporturi din alte țări. Vom putea, exact, vom avea cargo, care ne ajută enorm de mult. La transport, da? La transport. Pe lângă chestia asta, nu cred că ar fi atât de greu să capturăm aeroportul. Nu se știe sigur, nu am anunțat pe nimeni în speranța că de data asta nu vom mai deranja pe nimeni și doar să iasă totul bine. Bun? Bun. Imediat o să vă pregătesc armele. Big, este ceva peste care am sărit? Este ceva peste care am sărit? Sunt doar niște informații. Știu, mai sunt și niște oameni care au făcut puțin urât ieri și am văzut și filmarea. Și care au dus și polițiști aici. Știu deja oamenii aceia. Ieri. Iertăm, îi dăm o sancțiune. Ce înseamnă asta? Dacă mai sunteți prinși iarăși că greșiți și v-a durut în cocos de această iertare, o să fiți aspru pedepsiți ca acest domn dar nu expediați, doar executat. Bun. S-a făcut? Deci s-a înțeles, da? Da. Doar informațiile care se vor da în gât poate să fie ceva grav. Haideți să continuăm. Mă fac să pregătesc rapid mașinile, după care vreau să mergem rapid spre aeroport. Da, șef, am fost să raportez ceva. Dați voie să merg să-mi echipez vigilanță pe pistol. Vă rog frumos, totuși. Bă, frate, da. Bun. Am auzit că mulți ați făcut transportul de arme. Felicitări, sunt mândru de voi. Da, nu știu ce nu am făcut, dar nu. Se mai întâmplă. Domnul general, lăsați-l un pic. Lăsați-l, acum se duce să-și pregătească vehiculele de transport să invadăm aeroportul, ok? Da, am întrebat. Vă rog, în general, noi suntem bodyguards. Am o rugăminte la voi. Haideți să mergem către bancă, acum, toți. Hai, către bancă, către bancă. Asta acolo, că mergem în bancă. Către bancă. Poți să dai o jafou? Lasă, conduc eu, hai, mașina asta, bodyguards, așa. Haideți toți, mamă, din 5 body. Mamă, eu vreau să dau joc. E tank ăla, nu e camion. Nu știu de unul, dar... Ia, dacă-l vezi pe ăla din spate, că trageți după el. Da, pot. Cineva cam de-a făcut ceva în viața reală. Acum la bancă, dăm jaf. Alexandru, da, stai că dăm jaf, oricum poți să conduci către ei. Vă rog frumos să parcați mașinile. Și nu ne ducem toți ca proști în bancă. Anu știu să mă afagă. Restul în afara băncii. Bigule, tu dai jaf afara băncii. Domnul general, așteptăm 1975 de secunde. 1900. Da. Băieți, puneți-vă în buși și cam pasă. Nu putem să dăm jaf. Chiar motocicleta de... Băi, da, gata, mă liniște. Mergem la altă bancă? La toate la fel. Hai la altă bancă. La toate la fel, bro. La fel, ca să știu. Haideți, vă rog frumos. De la 1200 putem da ziua. Da. Așa, domnul. Bă, dar mi-a luat locul ăsta. Conduc eu? Mulțumim, poți să vezi? Da. Salut! Alba, care... Care conduci? Zi! Le dă-i, fratele! Lag mașină! Să urce unul la mine la... Mă, ce l-a din capul ăla, ai văzut? Da, bă! Da. Dar haideți, ce bătrân să caute acolo, mă, pe plajă? Eu un bătrân cu pufă. Toate mărmile? Asule! Stai să mă duc. E o plajă, simplu plajă. Între ele puteai să parchezi, dar săriți, mă, frate, așa și gata. Ce, mă, merge în jos? Păi, da, merge în jos cumva sau... Bro. Sunt la mașină. A, la mașină. La mașină mai doi. Liniște, aici sunt la 906. Nu mai vreau să conduc, gata. Îmi dau demisia de la condus. Ok? Te învii la condus pe tractor. Hai să fac o poză frumoasă pe Instagram. Pentru Instagram? Uite acolo, bă! Da, băi! Hai să-i atacăm, băi! Băi, ne poate! Insta, da? Da. Nu-i văd, voi vedeți? Nu. Ia uite ce... Ce deștepți, au murit. Bună ziua, doamnă, poți să vă zic ceva? Eu zic să merg acolo. Nu, doamne, lăsați-vă că ne facem o poză pentru Insta câte am. Haideți, doamnă, că o fac asta și așa. A venit cineva în spate, a venit cineva. Asta e bea bun. A venit cineva. Cine e ăla de acolo? Da, ai fi curat! Care se râdă ea? Da, doamnă, că vă fac nimic, că eu sunt prieten aici cu domnul Asta fără mâneci, mă știu cu el de mult timp și de-aia. Ce fără mâneci, mă? Nu mă știe, mă. E, nu, Robert, nici fără, mă, Robert. Tăiați-l, mă. Bă, tăiați-l. Da, mă, Robert, da. Bine, mă. Hai să-l tăiem. Ce e cea, mă, întrunirea handicapaților? Da, împreună cu tine și să nu mă zic cu cine. Știi, ești membru acum. Că dăpuceai, mă! Eu gata, s-a dus pe el. Aulă, ești băieții ăștia, răi, mă. Hai să-ți nebunezi. Acum dă cu ei. Să mă, să-și de pulă. Stai cu sniperul pe ei, să vede dacă e cineva. Băi, mă bag în mașină, pe ce-ar fi, ar fi? Băi, mi se par normal, nu? E acolo, un iac. Da. Hai, bă, că eu mă bag acolo, în dreapta. E vreo problemă dacă s-au șocut dumneavoastră? Da. Dacă mă plâng de liderul, ce facem, omoară? Vezi că eu plec din oraș. Bă, taci, mă, te-am trebăl. Bă, pot să trag asta, mi-l mai. Stai că mă duc să zic la șef. Am elicopter, acum! Vreau iactul ăla să fie al meu. Șeful! Vreau să văd care e faza cu iactul ăla. O să... pot să plec. Ce iact, mă? A, ăla de acolo. Dar după ce venim încoace și... nu, tot înapoi. Tot, la mine și pe mine, că de fapt să mor, dar nu să mort. Ia uite și gheața, îți spun. Dacă mă împingi! Am încercat acum să fugă, fii atent. A, du-te. Hai că și mergi să urmă căci. Na, du-te. Ioi. Dar în general... Da, spune! Puteți să-mi dați și mie gradul de mafiot? La sfârșit. Bun, vreau până la ora 21:30 să facem rost de elicopter. Vreau iactul ăla al meu. Opa, chiar așa de mult? Dacă ar fi bântuit de arabi. Ea, o fi bântuit de arabi. Crezi că... cred eu un fantom. Mamă, frate, n-am niciun loc. Dacă ți-aș zice, cred că te-ai spăra. Uite-l pula cum treci. A, nu mai știi Fantoma din cabană? De ce, mă, omule, mă? Stai că nu mai mi-aduc aminte. Erai polițist mai de mult. Stai, dragi, mă! Îmi bătut în cap de acolo. Da, s-a tras după noi, oricum. Uitați-l ăla de acolo. Trage. Băi, dau glonț. A tras unul cu sniper, vreunul de crap. Hai, mă, băi, hai, mă, băi, s-am dat și un anunț. După domn general. Haide, frate, după domn general. Asta cu MG-ul poate să... Ai lag ăsta, care cum ce? Domnule, până... Ușor. Bravo, ia spune la alea din față, poate stai în spate sau e așa redus mental încât nu poate? Bate cheluțul. Care mă duce pe ăsta, el nu știu dacă i-a plăcea. Nobii. De? Ai și intracție, nu, e perfect. Da, frate, da, hai la... asta e... să nu zic ce. Mai bine tac. Nu, că fac acum de toate, frumos. Și asta e, mă doare în pula. Care-i la bolan? Să mergem la piață. Cine-i la bolan? Du-te că oricum stai acolo din pula. Până întrebare care... Acum am ocupat toate locurile, văd. Au, uitați-l pe ăla, s-a și întors că ne-a văzut. Ce să fac în fața noastră, mă? Suntem și așa mulți, dracu. Aud sirene de poliție. Cred că e în față. Da, crezi că ne apucă? S-a dus. Cel mai bine e să nu mai fim așa mulți, încât să putem ține o chestie așa, să zic, știi, așa frumos. Să vezi când vine acum în spate. Ce să facem de asta? A, La mine nu-i deloc. Oare mașina asta? N-are voie. Nu e, mă, numai ce faci. Domn general, sau de mașină de poliție, domn general. Hai că mă bag eu. Ce, mă, ce mașină? Mașină de poliție. Mașină de poliție. Te dai sau? Bă, dă-te ca să conducă unul mai bun. Te dai? Bă, dă-i glonț în cap. Domn general, mai dăm raid? Bă, dă-te jos din mașină. Te dai? Între timp să dai pe altul. Cine, mă? Vreți să rob iactul? Salut, salut. Care mașină? Bine a venit Sorin Infinite YouTube. Care? Nu tu, gata, știu să le luat. Am înțeles, mă, brate, cum mă te pun. Nu, ce să facem? L-am luat Fantoma pe jos. L-am luat pirații, ce să zic. Rămas cu... Ce te bagi, bă, în față? Bă, i-am mâncat pirații, bă. Ok. Lasă că dăm raid, da? L-ați auzit pe domnul general, da? Da, frate, domnul general, uzim. Doamne ajută. Hai ca pornim, sper să nu mai vă pe aia din spate veci. La ce stil de condus sau... Frate, aici nu pare. Stai că repar mașina. De ce? Ce, tu nu poți să-l vezi sau? A, gata, gata, hai, hai. O să dau repar mașina, bă, gata. Normal, eu văd cetul, de-aia și îți răspund. Comandar, mă le iau un elicopter. Haide, 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 băgăm frumos mașinile. Hai, mai în față, mai în față. Eee, pusi. Ce faci? Haide. Domnule general. Domnul general, la mă rog, domnul general. Da, posturele stau imediat. Eu le-am adus, dar ușile. Hai că sunt două elicoptere, lol. Dacă nu știți să conduceți elicopterul, mai bine nu-l conduceți. Da, da. Adevărat. Mamă. Bă, băieți, dacă doriți să aterizați cu mine în regulă, lăsați-mi un elicopter. Da, chies, bă, hai. Urcați. Lasă-mi elicopterul ăsta, că nu sigur nu știu. Bă, taci. Eu am fost acolo la poliție. Urcați-i. Lăsați-mi să pilotez elicopterul. Bă, da, multe puncte, câte ai? 300? 324. Bă, dar eu nu pot să urc, frate. Dar de ce nu mergeți să piloteze unul care știe? Plecați de lângă elicopter. Plecați de lângă elicopter. Suntem mulți în elicopter, de aia nu putem pleca, lol. Nu. Vedeți cum fac. Vezi să nu dai direct în șefa, pasă gâul ăla. Bro, pres G. Iară nu mă aud, sau? Bine. Ăla care conduce elicopterul moz. Ia pasă ceva acolo frumos. Pe butonul G ca să l-ai acolo pe bord. Da, da. Nu, acum pot să mă liniștit, că nu mai ția din viteză. Mai jos un pic, că... Băieți, eu am adus-o pe ea, să știți, pentru că... Păi bine, și acum nu mergem. Te-am întrebat eu, taci. Am înțeles. Hai că revină până în... nu știu ce. Se trage. Se trage? Ia, stai că revine imediat. Trebuie să urcăm muntele. Am înțeles, trebuie. Pe jos sau cum? Trebuie să urcăm muntele în altitudine. Și acesta e cel mai înalt munte. Aoleu, domnul comandat s-a... Domn comandat, mai știu unde e? Uite, îl văd. Dar unde parcăm noi? Doar unul aterizează. Ne aruncăm. Eu sar din elicopter când ajungem acolo, băieți. Lasă. Vedem noi. Ne lași deasupra apei și iar. Da, da. Dar facem o aterizare. Hai că facem... Stai, nu chiar aici. Mai fac. Ne prăbușim, bă, băieți. Mere, mere. Încearcă să... Yok, să mă duc sus. Trage, dar cum dracului mă duc sus? Întrebare. Și cine e sus? Mă duc eu, dar nu pot. Nu pot să mă duc sus. Iar de acolo s-o tras de pe undeva, bro. De ce dracului îți trage de acolo? Nu prea am înțeles-o nici pe asta. Ia stai să mă uit la ceva. Am înțeles, el încearcă să plece acum până la o barcă de salvare. No, bine, și unde barca aia de salvare? Ajutor. Am înțeles. Ce cu nava asta cu aia? Domnul, sunteți în regulă? Oh! Nu mă vede. Sau? Aoleu! Păi ce cați mai aici? Sunt sigur printre supraviețuitori, domnul șef. Cum ai supraviețuit? Printr-o minune. Care-i faza? Ce înseamnă? Ne așteaptă aia afară, dar mi-e și frică să ies. Să trec cu sniperul. Mă duc eu în față. Bă, ești nebun! Urcați, suntem de-ai voștri, suntem de-ai voștri! Șeful! Suntem de-ai voștri! Permite să-mi raportați, sunt de-a noștri. Sunt de... Sigur? Da, da. Intră! Bă! Bă! Urcă! Ajutor, că i-a atacat șeful. Aoleu, n-am armă. Am înțeles. Am eu. Fugi! Șeful, sunteți bine? Nu știu. Bă, tu mă electrocutezi! Cine? Tu! Nu? Ce ai în mână? Domn general, aici sus pe helipad. Pe helipad am găsit cineva. Bă! E cineva pe aici. Fugi! Mamă! Cine ești? Băiat, sunt morți! Nu te apropia, nu pleca! Ce faci, mă, de aceea tragi după mine? Nu eu! What? E cineva cu noclipă pe aici. E un trădător! Fricioare! Mama mea, s-a făcut fum. Cred că... Bă, nu e ok. Scapă de fum! Bine, băieți, hai că nu vă mai țin eu aici, o să închid live-ul. Sper că v-a plăcut acest live. Și acum o fost ieri cu noi. N-am ce să fac. Eu v-am lăsat, o zi frumoasă aveți. Pa, pa!